Dragii mei, iată că ne vedem iarăși, doar pentru, nu era programat să fac filmarea asta, era cu totul altceva, dar pentru că m-a intervenit ceva, vreau ceva pe scurt să vă spun. Din cauza că am avut câteva situații, am primit câteva mesaje la anumite persoane, chiar recent a fost aici un grup de oameni care mi s-a plâns un om că soția lui a intrat într-un grup de meditații. Și de acolo a început să-și neglijeze familia, să aibă purtări ciudate, să cheltuiască bani, până a ajuns aproape și a distrus familia. Deja s-a separat, nu mai mergea nimica bine. Deci eu suci mințele. Și nu știa omul ce să mai facă, cum să rezolve situația. Deci asta un caz. După aceea, chiar ieri, am primit un mesaj de la o femeie în aceeași situație. A intrat într-un grup tot așa de meditații de asta, pe internet, pe nu știu ce cum sunt, și a început acolo să aibă probleme, a cheltuit toți banii, au făcut împrumuturi pe la bănci, pe la nu știu câte bănci, că nu știu ce se întâmplă, acolo le sucesc mințele și după aia încep să dea ei bani, să dea ei bani. Deci istor de bani pe oameni. Și nu numai atâta, îmi spunea femeia asta că s-a îmbolnăvit, să zicem așa, într-un fel, nu-i mai bună de nimic. Nu poate să mai profeseze meseria ei, nu mai are niciun chef de viață, plus datoare peste tot. Și până s-o și îmbolnăvit și așa, și acum s-o trezit și o zic, băi, ce-am făcut, s-o întors la Dumnezeu și a început să căiască. Dar nu știi cum să mai facă față, că e plină de datorii. Și nici bună de muncă nu mai este. Că îi afectează psihic. Le ia voința, e ceva demonic acolo. Deci vreau să vă spun să aveți mare grijă pe internet în ce intrați, în ce grupuri, că vin cu tot felul de oferte, că nu știu ce, că o simți bine, sau cum sunt influențe de astea, orientale, cu tot felul. Și de fapt ce se întâmplă? Vă distruge psihic. Și numai asta vă stoarce de bani. Și dacă tot am vrut, de fapt asta am vrut să menționez, să mai revin cu un caz, cred că anul trecut m-a sunat un tânăr, care cât de cât se descurca omul așa, să zicem, financiar. O găsit o tânără, o fată, pe la liceu ceva, care nu prea se descurca dintr-o familie mai săracă și a început el să o mai ajute. După ce și-a terminat fata școala și-a văzut de drumul ei. Omul, na, a avut pretenții că se rămână cu el. Dacă a ajutat-o, dar se vede că fata poate nu-l iubea, n-avea treabă. A ajutat-o să-și facă și ea școala. Și asta văzând că nu rămâne cu el, a început să alerge pe la vrăjitor, s-a dus la o vrăjitoare. Aia i-a spus, sigur, se rezolvă, dar trebuie bani. Și-a dat omul tot ce avea bani. Aia a spus, trebuie bani mai mulți, altfel nu se rezolvă. Omul de unde să mai scoată? Avea apartament. Nu știu dacă era muncit de el, că poate nu făcea lucrul ăsta, poate era de la părinți. L-a vândut cu 20.000 de euro și toți banii la vrăjitoare. Vrăjitoarea a spus, rezolvăm, dar nu-i de ajuns, mai trebuie bani. O făcut împrumut la bancă, iară, nu știu, vreo 20.000 pe acolo, iară. O lua și aceia banii. Păi a spus, mai trebuie bani. Omul era disperat, deci fără casă, dator, și a ajuns acum că vrăjitoarea a început să-l amenințe, că întoarce vrăjile împotriva lui, dacă nu-i mai aduce bani. Și omul când a văzut că nu mai are nicio scăpare, era disperat, ce-o zis, stai că poate să vedem, Dumnezeu mă ajută. Și m-a sunat și am spus, ce vrei acum? După ce ți-ai dat totul la vrăjitor și voința ta și munca ta și dator și casa, acum ce vrei de la Dumnezeu? Că poate te ajută Dumnezeu, ți-ai amintit că există și Dumnezeu? Zic, dacă ai fost prost, acum du-te și muncești cu ziua cu ce poți, cât o fi 10 ani sau ce, achită-ți datoriile la bancă, ca să-ți dai seama cu sânge, cum se zice, cu muncă, să-ți achiți prostia. Și după aceea, lasă fata aia în pace, că poate cine știe cât rău ai făcut prin vrăjitorii ăștia, și caută-ți să-ți începe o viață duhovnicească, să te spovedești, să îți îndrepți viața.
omul disperat că să nu-i facă vrăjitoarea rău. Acum asta îl interesa pe el. Băi, omule, adică ceodată te-ai dat mâinile, acum întoarce-te cu toată inima la Dumnezeu, îndreaptă-ți viața și atunci rămâne la mila lui Dumnezeu. Da? Banii nu o să scadă din cer. Deci vrei, nu vrei, trebuie să începi să muncești. Să muncești cât de mult poți. Deci asta e singura scăpare, să-ți revii, că prin muncă poate-ți vine și mintea la cap. Că de asta, de multe ori, am întâlnit cazuri și în anumite familii, muncea soțul, soția stătea acasă. Poate avea copii, nu știu ce, dar având anumit timp liber, pe internet. Și-a fost prins în anumite din astea grupuri, care au dărâmat-o cu totul. De ce? Pentru că avea poate timp prea mult la dispoziție, care l-a folosit rău, intrând pe tot felul de lucruri pe internet. E bine să avem ocupații, ceva, dacă nu avem, păi era înainte, să croșeta, să făcea ceva, o ocupație, nu toată ziua pe internet, de citit cărți și de ceva muncă fizică. E nevoie de așa ceva, ca să aerisim o leacă creierul. Și uite, să revin un pic la Maica Porfiria, care a fost 10 ani taximetrist în Atena. Povestea ea odată, că a urcat o femeie în taxiu, așa, mai voinicuță, la vreo 100 de kilograme, se vedea aranjată, vopsită, și printre altele, na, ca femeile, o lega discuția și îi spunea aia, eu sunt medium. Medium, cum se zice lucrurile astea? Și da, și ce înseamnă asta? Păi eu știu viitorul, știu și trecutul, eu ajut oamenii. Serios? Și cam cum îi, cât iei pentru o ședință? Ai zice, pentru început 500 de euro și după aia în funcție, după fiecare ședință, completăm după situație. Și da? Zice, uite, nu știu și eu ceva, îi spune asta taximetrista. Zice, mi se pare neregulă cu bărbatul meu, cam ce știi de el? A, bărbatul tău are alta, uite și-o găsit alta, să ai grijă, să vezi. Dar zice, și copiii nu prea mă înțeleg. Da, da, copiii, o luat-o, nu știu ce anturaj, ai grijă, vezi, cu tare începe aia să-i spui. O lăsat-o asta să-i spui, de ajungi după aia, oprește taxiul și îi spune, nu ți-i rușine, eu nu am nici bărbat, nici copii, nu-s căsătorită. Îți bați joc de mine, așa-ți bați joc de oameni? S-a înroșit tot aia la față, o coborât din taxiul, nu mai dădea să plece, zice, Doamne. Și taxiul costă, v-am adus până unde ați cerut, plătiți. Repede o scos aia bani, se gândea că gata, își lăsase cartea de vizită, că totul pe gratis, de acum și curg bani. Da, cu asta se ocupă. Ating anumite subiecte care bănuiesc că de obicei fiecare femeie e sensibilă. Dacă îi spune că soțul s-a încurcat cu alta, imediat încep să curgă banii să-l prindă, cam așa ceva, să folosesc de anumite trucuri din astea. De aia trebuie să avem încredere în Dumnezeu și în Maica Domnului, ca să știți. Uitați, este o mică așa istorioară, era un doctor vestit, doctor mare, participa la congres în diferite țări și trebuia să participe la un congres undeva într-un oraș mare. Și-a luat avionul. Ei, pe parcurs, pe drum, s-a iscat o furtună mare și avionul nu a mai putut ajunge unde trebuia, o aterizat într-un aeroport mai mic undeva, în altă parte. Și de acolo trebuia să discurs și omul, dar s-a uitat el la ceas, el trebuia să ajungă la unde trebuia, unde era congresul. Și atunci singura cale a închiriat o mașină omul. Și dă-i viteză, noapte, furtună, cum era drumul pe acolo, o rătăci drumul la un moment dat. O luat-o, a ieșit pe un drum ușor, pe undeva, a ajuns la un capăt de sat undeva, ploaie, frig, și-o dat seama că nicio șansă. Fiind noaptea târziu, ce-o zis, măi, mă duc și eu aici la prima casă care îi găsiu. Și-o găsit o căsuță mică, acolo, bătut acolo, să-mi trebuie să vadă ce pot să facă. Și când o văzut acolo, intrați și puteți să mă primiți, da, cum să nu, o femeie așa simplă, cumva îmbrăcată simplă, săracă acolo, o căsuță săracă așa, dar curată. Și-o intrat acolo. Și zice, da, cum să nu, uite, poftim, stați la noi aici, avem, uite, un colțușor, era o sobă aprinsă acolo, zice, cu tare, uite ce avem noi, mâncați și dumneavoastră. Și zice, a văzut că femeia, adică folosea numele lui Dumnezeu, cu uite, Dumnezeu ne poartă de grijă și așa, și doctorul, din păcate, nu era cu Dumnezeu. Și atunci a văzut acolo că avea o cruce pusă
pe perete, o icoană cu Maica Domnului, cu Mântuitorul. Și atunci se uită doctorul, zice, dar credeți în Dumnezeu? Cum să nu cred? Și de acolo în pace ai, zice, copilul meu bolnav. Zice, de o boală foarte gravă. Și dar nu-l duci la doctor? Zice, sunt săracă. Zice, eu nu-mi permit să duc univa la doctor sau așa ceva. Dar zice, am încredere în Dumnezeu și în Maica Domnului că nu o să-l lase. Doctorul a zâmbit așa oarecum. Zice, copilul meu, zice, are o boală foarte rară. Și din câte m-am interesat, este un singur doctor care ar putea să-l vindice. Și eu mă rog la Dumnezeu, că dacă Dumnezeu știe că e de folos, zice, o să-l aducă pe doctor aici să-l vindice, pentru că eu nu am posibilități. Și zice, uite, așa mă rog la Dumnezeu. Și da, ce doctor? Și el zice, doctorul cutare, să zicem, doctorul Ioan sau cutare. Și îl vede pe cealaltă că se schimbă la față doctorul. Zice, nu-i nevoie să te mai rogi, zice doctorul, că ți-a ascultat Dumnezeu rugăciunea. Eu sunt doctorul cealaltă. Și acum înțeleg de ce s-o isca furtună și avionul trebuie să aterizeze în aeroportul ăsta din apropiere. De ce am luat eu mașină și o trebuie să mă rătăcesc, mi s-a închis drumul și n-am avut altă deschidere decât aici și de ce să opresc la căsuța asta? Pentru că Dumnezeu, zice, există și să știi că ți-a ascultat rugăciunea. Acum îmi dau și eu seama de lucrul ăsta. Era doctorul care putea să-i vindice copilul. Și a rămas și i-a tratat copilul acolo. Nu s-a mai dus la niciun congres. Da, dragii mei, vedeți unde este credință? Aduce Dumnezeu omul din capătul lumii ca să-l vindice pe cel care-i nevoie. Deci totul depinde de credința noastră în Dumnezeu și în Maica Domnului. Deci nu în vrăjitori, nu în tot felul de influențe de astea orientale cu tot felul, grupuri de meditații, de nu știu ce, nu. Nădejdea la Dumnezeu, la Maica Domnului și la Sfinți, să știți, și ne vindică de orice boală. Ne ajută în orice problemă, în orice suferință, dar contează ce avem noi aici, credința și simplitatea noastră. Da, dragii mei, asta am vrut să vă spun acum. Să ne ajute Maica Domnului, Sfinții toți, și să mijlocească la bunul Dumnezeu pentru noi. Doamne ajută!